chiar dezbăteam înainte, așa aprins, mă întrebam dacă noi am ajuns la această înțelegere că Dumnezeu este în toate pozițiile, nu mai avem ce să spunem. Și tu spuneai că... Eu spuneam că da și nu. Și. Și pentru că am învățat teoria, aplicăm un pic. Aplicăm, mai cădem, mai aplicăm, mai cădem. Noi trebuie să vedem în viața de zi cu zi cum se aplică și sunt atât de multe situații. Deci, pe o parte, eu cred că trebuie să continui cu taberele, pentru că tot timpul o să fie noi situații, cum le percepi. Ultima dată ți-a zis la mine a fost cu concediu, când am văzut, păi concediu este tot pentru ego. Nu? Că a făcut totul pentru mine. Că sunt în concediu, nu? N-am făcut pentru altcineva. Sau prea puțin pentru ceilalți. Și cu cărțile, cred că este foarte important ce facem cu cărțile și o să căutăm și alte cărți care sunt de bază pentru umanitate, să vedem unde se ascund aceste învățături. Sau să vedem că erau, de fapt erau scrise chiar în fața noastră și nu le-am văzut. Era scrisă, să vedem Vechiul Testament. Am fost uimit chiar pentru că ideea la care am ajuns noi, toată lumea s-a zbuciumat după anul nou, nu? Că e ceva nou, cum, ce se întâmplă cu noi. Dar uite că în Biblie există lucrul acesta, spus de mii de ani. Nu este luat în seamă pentru că ar avea consecințe puternice, în sensul că n-am mai putea să urâm, n-am mai exista în armare, săraci, suferință, boli și mai departe. Deci această înțelegere este eliberatoare, într-adevăr. Da, și nu numai în Biblie, le avem în poveștile noastre de românești. Da, să vezi, astăzi am făcut Ivan Turbincă și am fost uimit. Acolo e secretul unei vieți lungi și a unei vieți frumoase. Adică Ivan ăsta ce făcea? Avea o turbincă și în ea căra diavolii, îi strângea pe toți și a băgat și pe moarte acolo. Și Dumnezeu a zis că e prea de tot. Îmi iei și moartea? Este un rost în lucruri. Nu te băga tu peste tot. Și culmea este că ai eliberat-o pe moarte, dar acum moartea era frică de el. Și l-a lăsat pe pământ, n-a mai murit. Ieri am ascultat Înșirăte Mărgăritar și este foarte frumos cum e descris acolo că trebuie chiar dacă îți face cineva un rău fără motiv tu să te lași pentru că adevărul oricum iese la suprafață mai devreme sau mai târziu, dar iese în momentul în care toate programele tale sau programele respective s-au ars și la tine și la cealaltă persoană care erau implicați. Da, o să facem multe povești și poveștile popoarelor, proverbe, o să facem și Sfinții Părinți, Filocalie, Patericul Egiptean, Limonariu. Da. Ți-am zis că la povești mă întreb dacă astea alu Grimm și Anderson, dacă sunt... Intrăm și în ele, sigur că da. Da. Eu le-am în germană, trebuie să le găsim în românește. Așa Da, le căutăm în română. de povești, da. Deci, de fapt, adevărurile astea au fost împachetate dintotdeauna în povești. Dar noi ori ne uitam la scenariu și nu vedeam jocul din spate, Sensul profund, da. ori din cauza acestei îndoctrinări de care suferim cu toții, nici nu mai vedem restul. Ele așa au fost scrise. S-a pornit de la principiile de bază și s-a mers și au fost îmbrăcate. Da? Și noi vedem doar îmbrăcămintea. Nu vedem în profunzime. Și li se dau copiilor. Păi copiii pot să pătrundă aceste înțelesuri? Ar trebui să li se dea adulților. Să știi că eu l-am citit când eram mică și chiar le înțelegeam. Da? Înțelegeam așa cum le explici tu și cu Gabriela. Da. Dar pe parcurs nu le-am mai citit, le-am uitat, dar când le comentați voi, chiar mi-aminteam că așa le interpretam și eu. Adică vedeam partea aia că să te lași, să slujești, să nu te bați pentru ceea ce este al tău, dar nu aveam cunoștința din spate de ce.
Dar am înțeles, înțelegeam procesul care trebuie folosit. Frumos. Hai să începem. Hai să vedem unde am pus asta. Eu mai am o Biblie. Am prima Biblie de la 1688. Aia se citește greu. Aia se citește greu, da. Dar în unele părți e interesantă. L-am rămas ocupă... 18. Dar stai că eu m-am uitat după scrisori și am rămas pe la scrisori. 18, pagina 1370. Am venit. Ok. Hai să începem. Vestea căderii Babilonului, poporul Domnului să iasă din cetate, cei care se jelesc și cei care se bucură de căderea ei. După acestea am văzut alt înger, pogorându-se din cer, având putere mare și pământul s-a luminat de slava lui. Și a strigat cu glas puternic și a zis, a căzut Babilonul cel mare și a ajuns locaș demonilor, pușcărie tuturor duhurilor necurate și colivie tuturor păsărilor spurcate și urâte omului. O clipă, aici am rămas și noi, chiar am pus pe grup Carnavalul de la Rio, nu? Din Brazilia, la ce s-a ajuns? Deci o butaforie cu un duh întunecat. Dar cred că le aveau tot timpul din astea. Noi n-am urmărit niciodată. Dar nu știu, acum este mare, mare, mare ca să-l vedem, să-l înțelegem. Mi-a plăcut la 17-18, a zis așa, iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are împărăție peste împărații pământului. Care cetatea? Babilonul. Iar femeia pe care ai văzut-o este Babilonul. Ce lovitură? Nu? În care sunt toate chestiile, nu? Toate căderile posibile. Da. Da. Stai un pic. Și a căzut Babilonul cel mare și a ajuns lăcaș demonilor, pușcărie tuturor duhurilor necurate și colivia tuturor păsărilor spurcate și urâte omului. Babilonul. Cetatea cea mare, femeia, care are împărăție peste împărații pământului. Da, și mai departe, pentru că din vinul aprinderii și al curviei ei au băut toate neamurile și împărații pământului, cu ea au curvit și neguțătorii lumii din mulțimea desfătărilor ei s-au îmbogățit. Da? Din vinul aprinderii, pentru că au fost aprinși, au băut toate neamurile și împărații pământului, din ea s-au născut, cu ea au petrecut, au curvit și negustătorii lumii din mulțimea desfătărilor ei s-au îmbogățit. Am auzit apoi alt glas din cer zicând, ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu vă împărtășiți din păcatele ei și să nu luați din bătăile ei. Deci ne dă soluția, da? Nu i-a acordat toată atenția lumii? Poftim? Deci spune că toată lumea, toți oamenii s-au adăpat într-un fel din plăcerile Babilonului. Plăcerile acestei lumi? Sau... Da, din plăcerile acestei. Lumea aceasta e feminină, este viața, Eva. Eva e viața. Lumea este viața. Și apoi el spune că da, să ieșim din ea, deci din această lume, desprindeți, depărtați-vă de această lume ca să nu vă împărtășiți din păcatele ei, nu? Să nu prea curviți, să nu petreceți cu ea și să nu luați din bătăile ei. Aici sună ca Sodoma și Gomora. Păi da. Luați, plecați înainte ca să distrugă. Da. Deci ai ajuns să urmă și Gomora în Vechiul Testament? Am trecut de ea, da. Trecut? Ok. Suntem la Moise și Faraon. Am trecut și de Moise și Faraon. Aici arată că soluția pentru noua lume nouă, soluția este individuală și fiecare cu cât se îndepărtează mai mult de atracțiile acestei lumi, adică nu mai petrece timp cu lumea, nu prea curvește,
atunci vom fi salvați. Asta este singura soluție. De ce? Pentru că în momentul în care te depărtezi de lume, scade ego-ul, face spațiu gol și vine Divinul și prezența lui este cea care te salvează. Adică nu mai ești în bătaia arcașului, ești lângă arcaș, ești una cu arcașul. Nu? Arcașul e în tine. Și atunci nu te mai poate lua ca țintă. Atâta timp când nu-i pune lumea pe primul plan, te va lua la țintă. Că nu-i cu tine. E în afară. E în afara ta. Deci aici este problema noastră, iar și revenim la rugăciune. Nu trebuie să-L pui pe Dumnezeu la distanță, că vei fi luat la țintă. Deci este, de fapt, metoda prin care omul este distrus. Dumnezeu la distanță înseamnă că ești în bătaia arcașului, deci în bătaia lui Dumnezeu, care l-ai pus la distanță. Când pui lumea, când pui pe Dumnezeu la distanță, pui lumea la distanță. Adică pui lumea pe primul plan, pardon. Pui lumea pe primul plan și atunci intri în bătaia săgeților lui. Deci nu ai voie să-l pui la distanță, trebuie să-l simți, să-l trăiești, să fie cu tine, ca să poată să te ocrotească, să te apere. Dar ca să fie cu tine, noi trebuie să ne îndepărtăm, să ne desprindem, detașăm de materie, ca să poată să fie cu noi. Deci să-l punem în comportamentul nostru, asta e soluția. Nu să ne rugăm la el în afară, ci să-l trăim, să-l trăim. Se poate aplica într-o primă fază și o depărtare fizică de lume. Eu observ că acum noi stăm la țară, observ de fiecare dată când mă întorc în München, e altă energie și atracția față de lumea exterioară este mult mai puternică decât dacă sunt la mine aici în sat. Tentațiile sunt foarte mari, atracțiile sunt mari, frumusețea, toată această... Da, atracția orașului este foarte puternică, pe când dacă ești în sat, nu prea ai. Deci, într-un fel, te autolimitezi. Și asta este, cred că, un prim pas să faci mai ușor, este să ieși din centrul atracției, unde e atracția puternică și să ieși. Nu să te izolezi, dar să ieși din... Da, din centru. Okay. Era la 4, nu, la 5. Fiindcă păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nedreptățile ei. Dați-i înapoi precum v-a dat și ea și după faptele ei cu măsura îndoită, îndoit măsurați-i. În potirul în care v-a turnat, turnați-i de două ori. Pe cât zice, s-a mărit... Zice să-i dai înapoi. Pe cum v-a dat. Deci să nu iei de la ea, de la lume. Să nu iei de la lume. Păi stai puțin. Păi să nu iei de la lume. Și de ce spune turnații de două ori? În potirul în care v-a turnat, turnați de două ori. Pentru că dacă totuși luați ceva de la ea, dați de două ori mai mult înapoi. Aha. Adică să nu rămână la voi vină sau pedapsă, că în momentul în care dai înapoi, nu mai ești vinovat, adică nu mai întărește ego-ul. Ego se întărește în măsura în care noi îi luăm numai pentru noi. Numai pentru noi, adăugăm numai la binele nostru. Dar dacă dai înapoi din binele tău de două ori mai mult, atunci nu mai iei, de fapt n-ai luat, ai pierdut. Ai pierdut ego. Deci când e ceva, trebuie să dai de două ori mai mult înapoi. Mai mult ca să anuleze sau să... Da. Să nu se întărească ego-ul, că ego-ul iară se trezește după aceea că e distrus din față prin necazul. Păi nu prea e fea, adică nu e prea business cu bun așa. Că cu Dumnezeu nu se poate face business, fie clar. Dacă vrei să-l câștigi, de fapt pierzi. Deci dacă bei o cafea cu plăcere, vreo două zile trebuie să... Iar să plătești asta. Să plătești prin ceva care să scadă din plăceri. Uh-huh. Deci cafeaua aia trebuie plătită cu o ceva îndoit. Adică cu un sacrificiu de două ori mai mare. Trebuie plătită.
Dacă nu, se pune pe ego și atunci va trebui să fie scăzut. Deci e o problemă, el e ca la Pavlov, știi? Dacă iei prea mult decât îți trebuie, va trebui să te scad, ca să te ducă în zero, să salvezi viața. Deci, cei 0,5-3% nu pot fi puși pe primul plan, asta vreau să zică. Da. Da. Deci partea asta la numărul 6 e foarte importantă, pentru că zice că, iată, dacă ei trebuie să dai înapoi de două ori ca să te anulezi. Păi și atunci ce facem când n-am dat niciodată? După mine ce înseamnă 666? Înseamnă aproape perfect. Adică când omul tot timpul a urmărit ca în viață să-și adauge mereu mai mult bine pentru sine. Deci polarizat pe o parte. Deci a făcut totul pentru mai mult binele său. Și nu a dat nimic în schimb. Proporțional va trebui să fie scăzut, pentru că i-a crescut orgoliu foarte mare și trebuie să fie adus înapoi cu forța. Deci el, când și-a căutat plăcere, a căutat mai multă durere. Deci pentru o plăcere, omul primește dublă durere. Asta este socoteala. Deci mănânci, bei o cafea, dar va trebui să pierzi de două ori. Dar Mariu, știi cum mă gândeam acum? Este ca la bancă. Știi că tu ai carte de credit sau pe contul bancar, tu poți să mergi în minus, adică în credit, până, nu știu, la minus 10-20 de mii de euro, să zic așa. Deci, într-un fel, tu să zic că câștigi 5.000 de euro, dar apoi ai tot imediat, dar tu ai până la minus 20 care îți dă banca. Și dacă tu tot timpul ești pe minus, 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 la un moment dat vine banca și spune, dă-mi bani înapoi. Dumnezeu. Da. Și atunci trebuie să vinzi mașina, îți ia casa, îți ia mașina, îți ia, știu eu, hainele. Asta e. Da. Îți faci plăceri, nicio problemă. Dar vine după aceea scadența. Și spune, deci, ți-ai făcut prea multe plăceri, n-ai dat nimic înapoi. Ți-l iau. Deci, la banca lui Dumnezeu noi suntem pe minus. De-aia vin toate catastrofele în capul nostru. În momentul în care apuc catastrofele, înseamnă că suntem pe minus. Adică am luat mai mult decât am dat. Și vezi care este raportul, trebuie să dai de două ori mai mult decât ei. Ăsta e raportul, dar e superb. Dar e la fel și la bancă, pentru că tu intri în datorii tot ca să-ți faci plăcerile tale. Că ai văzut o gentuță, că ai văzut un pantofior, că vrei să te duci nu știu unde, hai că nu costă mult, hai că mai dai așa. Deci tot intri pe minus pentru plăcerile tale. Da. Și îți crește ego-ul. Pe de altă parte, faptul că băncile dau cu dobândă, se pare că nu este un lucru rău. Este o modalitate prin care ești înfrânat să nu consumi până la capăt. Fără capăt. Da, dar problema este că te obișnuiești. Să fii datornic? Da. La Dumnezeu? Păi atunci oamenii se duc în iadul întâi și acolo își răscumpără datoria. Printr-o suferință mai mare, vezi ce bine gândit e? Dar înainte cum era cu băncile? Dacă nu puteai să-ți răscumperi datoria, te duceai la muncă sau te puneau la închisoare? Eu cred că ăștia au făcut închisoarea datornicilor. Da. Eu zic că s-au inspirat din Biblie când au făcut băncile. Da, corect. Banca a devenit, cum să zic eu, executorul dumnezeesc. Da. Da, pentru că intri când îți ai credit să-ți faci casă, nu? Da. Tot îți faci pentru binele tău. Pentru binele diavolului, adică vei să spui. Da, că tu iei casă pentru diavol, nu e pentru tine. Și îți cumperi casa în funcție de cât venituri ai, de cât poate să-ți dea banca maximum. Da? Nu-ți iei o casă care să-ți fie cât mai mică și care poți tu să o plătești foarte repede. Deci o iei direct proporțional cu statutul tău social. Dacă nu chiar și mai mult. Corect. Dar uite-te la un lucru. Gândește-te câte miliarde de oameni iau credite de la bancă. Adică ca să ce? Ca să întrețină diavolul. Deci ca să întărească diavolul. Oamenii întăresc diavolul. Miliarde de oameni fac totul pentru diavol. Sunt așa de îndrăgostiți de el?
Da? Păi e, nu vezi că e frumoasă, e atrăgătoare, e cu bling-blinguri. Dar și știi că nu iei credit de la bancă, îți primești scrisori acasă și te întreabă, dar nu vreți să vă dăm că vă mai dăm ceva, dar nu vreți să vă schimbați caloriferele, dar nu vreți să plecați într-un concediu, că vă dăm, dar fără dobândă. Este exact ca diavolul ăla care l-am văzut eu de două ori. Exact aceleași cuvinte. Da. Extraordinar. Noi primim tot felul de oferte de la bancă. Hai că nu vreți să vă cumpărați asta, dar nu avem nevoie, nu. Incredibil. Da. Mergem mai deci departe. Ispitele nu vin de la Dumnezeu, ispitele vin de la diavol. Da. Și sunt în forma, deci banca este Dumnezeu. Dacă nu crezi în Dumnezeu că vine și te pedepsește, uite, e banca. Banca lui Dumnezeu care te pedepsește. Și ai văzut ce pedepsește banca? Lăcomia. Lăcomia de viață. Și cu cât ai mai mult minus pe cont, cu atât plătești dobândă mai mare. Ajungi până la 20%. Dar uite ce ciudat, banca spune, cum ai zis tu, hai că mai cumperi o casă, mai iei o mașină, îți mai dau bani să călătorești și după aceea zice, de ce ai făcut asta? De ce m-ai ascultat pe mine? Că uite că aici... Nu, că nu-i problemă. Dacă spun că nu poți să plătești, îți mai dau un credit. Hai că vă ajutăm, vă mai dăm un credit. Dar ăsta trebuie să-l mai ai pe încă 10 ani în plus. Și îmi dai după aia și moștenire la copii și la nepoți. Îi lași creditul, moștenire, se chinuiești pe ei. Da, păi cum a fost cu creditele în America în 2008, când și-au pierdut atâtea case. Nu, doar aceeași... Dacă te uiți, de fapt, la toate crizele astea sunt făcute la baza o lăcomia umană. Da. Și sunt făcute ca să blocheze lăcomia. Ca să pierzi. Da, ca să pierzi. Și apar automat. Apar automat când lăcomia depășește o anumită limită. Dar și în viața personală, fiecare. Când lăcomia noastră de a cumpăra, de a avea, de a ne distra, depășește o anumită limită, poc vine lovitura. De ce? Pentru că posesiile sunt ego. Ăsta crește foarte mult, împinge sufletul dincolo de linia roșie subție și el comandă restrângerea forțată. Deci nu e banca de vină, că noi acuzăm banca că dă cu dobândă. E sufletul nostru de vină, că ne execută. Da, că sunt hoți, sunt bandiți, că ne fură, ne înșală. Dar cine te-a pus să iei? Bine, că e bun pe o parte când ai nevoie într-adevăr să te ajute, dar dacă faci un stil de viață din a lucra cu banca în datorii, atunci îți vine și nota de plată care e foarte mare. La fel cum spune aici, o să plătești îndoit. Da. Nu, dar asta este și ca soluție de supraviețuire. Mereu când primești, să dai înapoi de două ori mai mult. Asta înseamnă că fiecare cafea trebuie plătită cu două zile de lipsă de cafea. Îți dai seama? Deci dacă ai trei cafele pe zi, calculezi, dacă am avut azi trei cafele, mâine nu beau trei cafele. Nu, trei zile nu mai bei cafea. De ce ești vicleană? Tot în avantajul tău. Păi dar nu, păi dar n-am băut trei zile la rând, am băut numai într-o zi nu trei. Nu contează că o cafea înseamnă o zi. Uite, asta trebuie să facem, Marius, un dicționar de răscumpărare a datoriilor. De la Dumnezeu. O cafea o zi. O prăjitură o zi. Și acolo cu prăjitură la fel. Dacă e biscuite, dacă e cu frișcă, dacă e cu cremă, dacă e uscă. Da. Da, pentru că nu este problemă prăjitura, biscuitele și mai departe. Problema este că el, dacă este repetat, îți ia din energia vieții. Deci tu trebuie să sacrifici mai mult decât ei.
să dai mai mult decât ei ca să nu mori. Altfel, pierzi pe fiecare Eugenia. Pe fiecare cafea sau suc, tu ai pierdut în legie, că este doar pe adăugat. Tu nu ai înfrânare. N-ai înfrânare, nu pui la loc. Excepțional este aici discuția care e pusă aici. Îmi place foarte mult Biblia. Eu am observat acum cât am fost astea 4 zile la München, când steam acolo, păi mâncăm de 3-4 ori pe zi. Da. Că mergi la restaurantul ăsta, că la ăla, la alt, că hai să mai mâncăm o prăjitură aici, că uite ce prăjitură frumoasă acolo, hai și o cafea, hai și o cappuccino. Deci ai pierdut 3 zile din viață. Da, cred că vreo 3 săptămâni, Marius. Nu intru în detaliu, dar sunt 3 săptămâni, spun eu sigur. După aia că te duci la prieteni și îți oferă o prăjitură și nu vrei să refuzi și o mai primești și o mai mănânci pe a doua și după 4 zile ești umflat. Deci nu mai poți să mai vezi mâncare. Și când vii la acasă, când am venit acasă, doar acasă nu mănânc. Se vede, de asta am spus că când ești în oraș este atracția foarte mare. Când am fost în Praga anul trecut, eu nu am văzut, Marius, nici la Paris, o asemenea oraș. Deci, pe toate străzile erau cafenele. Deci era cafenea lângă cafenea, lângă cafenea, lângă cafenea. Am zis că dacă stăm toată ziua pe strada asta, nu terminăm toate cafenelele, dacă vrei să le provezi. Multe subiecte astăzi de... Mamă, mi-a intrat o reclamă. La cafea? Da, era o doamnă care bea cafea. Da, păi asta este inteligența artificială, a observat că vorbeam despre cafea și îți face reclamă la cafea ca să cumperi marca. Ok, hai să mergem la 7. Deci 6 e foarte interesant. Pe cât s-a mărit pe sine și a fost în desfătări, tot pe atâta dați-i chin și plângere. Uite-te, vezi ce discutam noi aici înainte, ce la fix sunt. Da, deci pe cât te-ai mărit, deci orice, și că ai mâncat mai mult, ori că te-ai mărit în mândrie, ori că te-ai mărit în garderobă, ori că te-ai mărit în orice, și te-ai fost în desfătări, tot pe atâta dați-i chin și plângere. Fiindcă în inima ei zice, șed ca împărăteasă și văduvă nu sunt și jale nu voi vedea nici de cum. Deci se bine, se bine. N-ai nicio grijă. Și Dumnezeu zice, dați-i chin și plânge. Câtă desfătare are, dați-i chin și plânge. Deci îți dai seama că noi ne facem viața nenorocită. Cu cât căutăm mai multe desfătări, cu atât mai multă suferință. Deci plăcerea e durere. Dar cred că nu se spune să nu ai nicio desfătare și să nu-ți faci nicio plăcere. Nu, dar trebuie să o faci cu... să nu te atașezi, să nu pici în atașament. Să nu depășești o necesitatea. Dar și să nu muncești cu scopul ăsta. Eu, scopul meu este să călătoresc în jurul lumii, de a toți banii mi-i pun în călătorii și... Fiecare weekend sau fiecare vacanță mi-o folosesc să mă duc în altă parte în jurul lumii, să nu devină un atașament. Dar să știi că noi pierdem energie pe patim, adică pe plăceri. Pe plăcerile acelea se pierde energie cu viteză foarte mare. Deci noi trebuie oprite sursele de pierdere de energie a vieții. Neapărat. Deci nu ai nevoie, nu e o necesitate cafea. Ciocolata nu e o necesitate. Deci tot ce este plăcut. Uite ce este iadul. S-a dus Ivan Turbinca acolo la iad și nu, s-a dus la Dumnezeu și a întrebat, tutun este, femei sunt, plăceri, lăutari sunt, adică distracție este. Și Dumnezeu a zis, la mine nu e așa ceva. Du-te dincolo la iad. S-a dus la iad și la iad le avea pe toate. Păi nu. Marise, cum e, era o glumă din asta electorală și când s-au dus până la urmă, au ales să ducă în iad că aveau de toate, când au intrat, s-au anulat toate plăcerile și au intrat focul și a zis, păi stați, nu ne-ați zis că aici sunt toate plăcerile? Și a spune, da, dar era promisiunea electorală, acum e realitatea. Așa e și aici.
Ok. 8. Pentru aceea, într-o singură zi, vor veni bătăile peste ea. Moarte și tânguire și foamete și focul va arde de istov, căci puternic este Domnul Dumnezeu, judecătorul ei. Aici este problema. Deci, în momentul în care noi ne facem plăcerile, aducem bătăile peste noi, nu? Ne va bate. Da. Moarte și tânguire și foamete. Și focul ne va arde de istov. Căci puternic este Domnul. Și... Deci, ne judecă. Deci, de ce e judecată de apoi? Ne judecă direct. De acum. Iar plăcerile sunt iadul. Deci, toată realitatea asta care o vedem noi este, de fapt, iadul. Atracțiile acestea sunt iad. Pe supermarket ar trebui să scrie: bine ați venit în iad. Apoi, de asta nu este o problemă. Dacă în iad se găsește de mâncare, nu e nicio problemă. Poate să scrie, poți să fii sigur că nu ne întoarcem din numai într-un supermarket. No. Dar uite, vezi că spune aici, încă la 8, pentru aceea, într-o singură zi vor veni bătăliile pentru ea. Deci într-o zi poți să le ai pe toate. Da, sigur. Și o promisiune. 9. Iar împărații pământului care au curvit cu ea și s-au desmiertat cu ea se vor jeli și se vor bate în piept pentru ea când vor veni fumul, când vor vedea fumul focului în care arde. Adică vor vrea să o salveze. Lumea. Păi acum ce fac? Nu fac la fel? Vin restricțiile peste noi și noi ne ținem legați mai tare de fiară. Să nu moară fiara. Da. Plăcerile lumii sunt fiara, de fapt. Ce, că noi eram semnați? Ce înseamnă însemnare? Înseamnă că tu prețuiești, pe primul plan o pui pe fiară, deci pui lumea pe primul plan, ești nebunit de ea. Nu? Este însemnat, deci cel care vrea mai mult bine pentru sine este însemnat. Adică pune lumea mai presus de toate. Și a fost însemnat. S-a însemnat singur. Nu? Deci noi suntem dintotdeauna, probabil suntem, că această problemă a avut omenirea dintotdeauna. Pune exteriorul mai presus de toate. Și te-ai însemnat atunci. Deci noi, că în momentul în care acordăm prioritate acestei lumi, nu lui Dumnezeu, care înseamnă nu această lume, noi de fapt ne-am însemnat. Am devenit ai diavolului. Supuși diavolului. Îl slujim pe el, îl dorim pe el. Păi nu spun stăpâni la lume, voi vă faceți cumpărăturile de la Prada. Nu? Așa se numește filmul. Voi. Adică diavolul. Deci voi sunteți diavolul. Voi vă faceți cumpărăturile de la Prada. Păi este formula din matematică. Dacă A egal cu B și B egal cu C, atunci A egal cu C. Înțelegi? Deci, dacă diavolul își face cumpărăturile, înseamnă că noi ne facem cumpărăturile de la Prada. Deci, noi suntem diavol. Deci, de o singură propoziție te-a desfințat. Încă asta ne desconsideră. Și problema noastră tuturor, a majorității oameni, 7 miliarde de oameni, este aceasta, că ne facem chip cioplita, adică idolatrie. Asta zic ei. Iar în Talmud zice că idolatrii trebuie să fie pedepsiți cu moartea. Deci idolatrie. Deci asta este adevărat. Deci greșeala noastră este că punem exteriorul pe primul plan și ne ia din viață și trebuie să fim restrânși. Acum nu ne convine că devenim cu toții Iisus. Și... Și păi, dai seama, noi alegem pe diavol, adică ținem de el. Să nu moară diavolul, să nu dispară fiara.
Păi ce apocalipsă? Că noi pe dos vedem. Simona, uite-te. Deci noi considerăm că când ne pierdem bunăstarea, de fapt, zicem că e un lucru rău. Adică să pierdem fiara, diavolul, să moară diavolul, zicem că e rău. Nu zicem asta? Că noi am dat o conotație apocalipsei, o conotație cum că pierzându-ne stabilitatea, siguranța și bunăstarea este rău. Când de fapt apocalipsa este distrugerea bunăstării și comodității și bunăstării ca să se elibereze sufletul. Deci e bună. Nu? Păi e bună, dar dacă ar fi fost pricepută, nu ar exista apocalipsa. Nu ar exista atâtea văituri pe aici. Vaite, dar nu se poate pentru că noi împărțim păcat și nepăcat și atunci împărțirea asta generează atașamentul de materie. Deci noi punem materia datorită împărțirii. Și cum mai este? Datorită bisericii, religiei. Noi punem lumea pe primul plan. Și din cauza asta va trebui să ne distrugă. Deci puterea lor este faptul că noi nu putem uni contrariile. Atâta timp când noi căutăm o plăcere mai mare decât altă plăcere, noi vom fi din față, ei vor veni din față constrângător, stăpânii la lume. Deci am creat stăpânii. Deci atașamentul nostru de materie, împărțirea în bine și rău, creează stăpânii. Creează bogăția, creează sărăcia, avortul, neavortul, rachetele, lipsa rachetelor, deci toată durerea de pe lume vine din împărțirea în bine și rău. Și este ca o gaură neagră, pentru că o produce continuu. Deci noi, ca să putem să oprim mecanismul ăsta de pedeapsă, trebuie să unim contrariile. Dacă nu unim repede contrariile, noi vom fi desființați. Deci apocalipsa devine reală. Da, pentru că atunci când împărțim, noi punem etichete. Punem că așa e bine, așa nu este bine. La tot, peste tot. Și ne poziționăm pe o parte, unii pe o parte, unii pe cealaltă parte. Și de atunci... Atragem neplăcerile ca să ne aducă în zero. Da, ce înseamnă că atragem neplăcere? Adică atragem pe cineva care vine și spune că stai, că nu e chiar așa, e și altfel. Cum să ia cu pământul care este plat. Da, da. Pământul rotund și cu... Deci dacă am atras și pe cei care... Am creat pe cei care cred că pământul e ca o farfurie. Corect. Deci trebuie să le accepți așa cum o fi. Arată ca un cartof. Asta e ca un pantof. Ca la... la 10? Da. De departe, unde stau de frica chinurilor ei, ei zic, vai, vai, cetatea cea mare a Babilonului, cetatea cea tare, că într-un ceas a venit judecata ta. Deci aici ne oprim 18. 17 cu 18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea Babilonului, cea mare, care are împărăție peste împărații pământului. Da, deci atracțiile lumii. Asta e femeia, atracție. Da, deci Babilonul reprezintă lumea asta cu toate atracțiile ei. Și zice că e tare. Dacă este cetatea cea tare, înseamnă că noi o prețuim foarte mult. Și tot ce prețuim noi mai mult, va trebui să pierdem. Deci a venit judecata ta. 11. Și neguțătorii plâng. Și neguțătorii plâng și se tânguiesc asupra ei, căci nimeni nu mai cumpără marfa lor. Deci ce înseamnă că nu mai cumpără? Adică nimeni nu se mai interesează de materie. Da, păi dacă vin, se interesează să supraviețuiască. Marfă de aur și de argint, pietre prețioase și mărgăritare, in și porfiră, mătase și stacojiu, tot felul de lemn bine mirositor și tot felul de scule de fildeș, tot felul de scule de lemn de mare preț și marfă de aramă și de fier și de marmură.
și scorțișoara și balsam și mirodenii de mir și tămâie și vin și unt de lemn și făină de grâu curat și grâu și vite și oi și cai și căruțe și trupuri și suflete de oameni. Fantastic. Fantastic. Și roadele după care poftea sufletul tău s-au dus de la tine și tot ce era ales și gingaș și toată strălucirea au pierit de la tine și niciodată nu le vor mai găsi. Nu le ia pe toate. Iar neguțătorii acestor lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei vor sta departe de frica chinurilor ei, plângând și tânguindu-se. Și zicând, vai, vai, cetatea cea mare, cea înveșmântată în in și în porfiră și în stacojiu și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare, că într-un ceas s-a pustit atâta bogăție. Deci, rapid, a dispărut tot. Și toți cărmacii și toți plutașii de pe coastă și corăbierii și toți câți își fac viața pe mare stăteau departe și strigau uitându-se la fumul focului în care ardea și ziceau care cetate era asemenea cu cetatea cea mare. Și își puneau țărână pe capetele lor și strigau și se jeleau, se tânguiau și ziceau vai, vai, cetatea cea mare în care s-au îmbogățit din comorile ei toți cei ce țin corăbii pe mare că într-un ceas s-a pustit. Deci e jale. E jale. Veselește-te de ea, cerule, și voi sfinților, și voi apostolilor, și voi prorocilor, pentru că Dumnezeu a făcut dreptate în judecata ce ați avut cu ea. Iar un înger prea puternic a ridicat o piatră mare cât o piatră de moară și a aruncat-o în mare zicând, cu astfel de avânt aruncat va fi Babilonul, cetatea cea mare și își va pierde urma. Deci o rasă de pe pământ. Aici este o problemă. Noi, punând lumea pe primul plan, pierdem prezența lui Dumnezeu. Deci în momentul în care Dumnezeu este nu lumea, în momentul în care nu mai ești nebunit după a avea, câștiga, a ajunge cât mai sus, atunci Dumnezeu este mai presus de toate pentru noi și numai așa. Adică noi nu putem sluji la doi stăpâni, ori cu mamona, ori cu Dumnezeu. Deci a fi cu Dumnezeu înseamnă a nu fi cu lumea, a nu o dori. Deci este locul unde inflexiunea, locul de inflexiune unde se pierde energie subtilă. La primordialitatea materiei, acolo se pierde energie. Deci la cafea, la tot ce spui tu. Deci din cauza asta este restricția aceea. Bun, ai băut o cafea, dar trebuie să faci jertfă de două ori. Două cafele să nu bei. Înțelegi? Deci două zile să nu bei. Deci ca să nu ajungi să fii, să se pierdă totul. Această dramă care este aici poate să fie pentru toată lumea, dar poate să fie, problema este individuală. Cetatea Babilonului este faptul că fiecare din noi apreciază Babilonul, face totul pentru fiară, nu pentru anticrist, să nu moară anticrist și ne dăm toată viața pentru diavol. Toată viața îl slujim pe diavol. Adică plăcerile lumii, satisfacțiile ei le punem pe primul plan. Dar atenție, în momentul în care depășim o anumită limită, uite că vine dărâmarea brusc, ca la lupul din Wall Street. Brusc, toată averea pe care a strâns-o el a pierdut tot, de a ajuns să nu mai e nici viața să mai prăgească pentru el. Deci asta este circuitul pe care, adică direcția pe care urmează fiecare din noi, făcând totul, adică fiind ahtiați, fiind nebuniți de frumusețea, ai văzut câte lucruri, câte mărgăritare și pietre prețioase are Babilonul acesta nebunit. Păi tu în acest concediu ce ai zis despre inele? Ai zis că Babilonul are inele frumoase. De toate. Mâncarea trăgătoare, gustoasă, cafenele, de toate, tot ce vrei. A tras Babilonul? Și mai au și reduceri, deci poți să le iei mai ieftin.
Deci îți trebuie înfrânare ca să supraviețuiești. Și mai e și vreme frumoasă, că e cald și frumos, deci nu plouă și nu e frig. În viitor, inteligența artificială va veni la noi. Cine știe ce algoritm o să fie acolo, dar o să zic, uite că ai luat un inel. Inelul ăsta trebuie să plătești. Un efort cu ceva. Iar mai mănânci tu... Mergi pe jos. Da, mergi pe jos. Spune canon, știi, mergi 10.000 de pași pe jos. 11 km. Pe zi. Nu păi 10.000, da, 100.000, 100.000 de pași. Îți iei câine și îl dai la câine și îl pui să alerge prin pădure. Și pui telefonul pe câine. Și dai drumul în pădure și vine el după două păcălești, zile. Păcălești inteligența artificială. Și dacă ea îți face o poză și vede că este pe un câine? Oamenii sunt mult mai inventivi, Marius, că avem noi comunicarea asta cu Divinul, care nu e tot timpul întreruptă. Se mai deschide și când se deschide ne mai dă o idee cum să trișăm. Totuși, da. Suntem oameni, noi trișăm oamenii, dar apoi o mașină. Deci aici noi privim ca o calamitate mondială, dar ca să fie o calamitate mondială trebuie să fie o calamitate individuală întâi. Știi? La toată lumea, la toată lumea. Dar eu văd acum că e amestecat, este și individuală și locală. E încă locală cu tendințe mondiale. Da, e locală. Este pe țările bogate. Concentrat. Da. Dar rău de tot e pe țările bogate. Rău. Economia Germaniei, Germania s-a autodistrus total. Total. Și a dat la cap singur. Da. E desfințată. E desfințată. Și Europa e desfințată. Și nu se mai poate face nimic. E în poziția în care s-a terminat. Da, noi acum trăim ultima perioadă așa de glorie, dar nu mai e. Totul e vândut, totul e distrus. Deci, dar e început de mult, nu e acum. Acum se vede, dar... Da, și când vine și resetarea monetară, nu? Atunci se va vedea că nu sunt mai bani, ai strâns degeaba, ți-i confiscă și, nu știu, este ca o stingere, se stinge civilizația asta singură, pentru că nu se mai fie important să se producă. Dacă nu mai este important să se producă, omul nu va fi interesat să aibă lucruri, deci nu va mai cumpăra. Se vor închide fabricele, da? Vor fi dați afară, va veni venitul minim garantat, omul va sta acasă și apare problema cea mai mare posibilă. Se va vedea că omul nu mai este necesar, nu mai are nevoie nimeni de el. Nimeni nu o să mai aibă nevoie de el. Atunci va fi criza totală, va fi o să-și va da seama că e în plus. Într-o societate în care inteligența artificială și roboții fac totul, iar ei nu mai pot să cumpere lucruri pentru că nu mai au de ce, că nu mai pot să și le adauge, că îi chinuiește creditul carbon, vor ajunge în moment în care nu o să mai facă nimic. Adică o să fie că depresiile și sinuciderile o să fie la primul... Deci te duce în poziția în care omul să își dorească moartea. Își va dori moartea. Și este suprema fericire a lor. Deci puterea lor în asta stă, ei vor să te ducă singur să vrei să mori, singur, să nu mai vrei să trăiești, nimeni n-are nevoie de tine, n-ai ce să faci, atunci ar trebui să ne autoorganizăm, să căutăm între noi să ne susțin unii pe alții, nu? Dar îți ia și pământul, îți ia tot, te mai ține și în lagăre de 25 de minute, deci... Distrugerea e fantastică. Și există soluții, dar soluția nu vede nimeni, pentru că ar însemna să dăm drumul la posesii și nimeni nu vrea să dea drumul. Deci vom merge mai departe. Apocalipsa va merge mai departe a egoului până va fi distrus. Când va fi distrus complet și nu vom avea nimic, atunci s-ar putea să ne refacem. Să vină Dumnezeu, să zicem stop, joc,
o luăm de la capăt cu un nou tip de societate, altfel. Nu știm cum. Da, dar nu știi nici când, că uite, vezi că durează mult. Distrugerile vor fi foarte mari, da, și durează mult. De fapt, oamenii sunt la țintă. Este o luptă împotriva lor. Dar în sine nu omul, este egoul omului. Egoul omului. Că omul care nu are mai nimic este dezinteresat, nu e afectat de nimic, știi? El poate avea orice fel de muncă. Uite, spre exemplu, în noua medicină germană, cu Hammer, da? Povestea în filmulețul care este pe internet de vreo 3 ore, cum, ce s-a întâmplat într-o firmă în care a dat faliment. Cine a făcut cancer, cine a făcut boli de lungă durată, cronice, cine n-a făcut nicio boală. Toți directorii au făcut cancer, toți. Toți șefii de servicii au făcut boli de lungă durată, diabet, mai știu ce, boli de inimă, boli de lungă durată, periculoase. Cine n-a făcut nicio boală? Femeile de serviciu. Deci vezi tu, Marius, că și bolile vin pe un statut. Pe statut vin, da. Cancerul la femeia de servicii. Da. Deci el o demnitate. Mai jos, femeia de servicii n-are unde să meargă, mai jos de decât pe mine. Nu lipește nimic de femeia de servicii, poate o răceală. Da. Nici răceala că nu vine la ea. Da, da. Deci bolile tot pe... Da, că sunt boli de bine, de statut. Da. Da. Deci soluția este că vine noua lume nouă, acum duceți-vă în jos, nu în sus. Cât mai jos posibil, ca să nu fiți atașați. Oamenii se atașează, ai văzut, de nivelul pe care îl ating, nivelul de bunăstare la care ajung. Și nu pot să accepte pierderea, degradarea statutului lor social. Nu? Da, eu am văzut pentru că firma de sunt a trecut prin foarte multe restructurări în ultimii 10 ani, persoane care erau foarte în poziții de leadership de la cel mai sus, care au fost reorganizat și nu s-a mai găsit pentru ele ceva de lucru și au trebuit să plece din firmă sau li s-a dat o poziție mai de jos și niciunul, din cât știu eu, niciunul nu a acceptat, nu a stat prea mult pe poziția respectivă, a plecat imediat. Ori au plecat acasă, ori au plecat la alte firme. Deci, ego-ul nu a acceptat degradarea, da. Și încă și 10 ani au trecut și ranchiună tot aveau, pentru cel puțin cineva știu că a avut ranchiună, pentru că chiar postase pe LinkedIn. După 10 ani, deci asta chiar m-a uimit că și-a revenit după 10 ani și acum este împlinită în nou ei job care îl face cu animale. Deci un job total opus, dar s-a regăsit în jobul respectiv. Dar e interesant că a durat foarte mult timp. Când ești de sus, când crezi că tu ești buricul pământului și nimic nu mișcă fără tine și tu cazi de acolo de sus, e dramatic. E dramatic. Sau ajuns să te scoată afară din firmă cu poliția, cu securitatea, că te-a dat afară, că erai al doilea, al treilea în funcție și ai tăiat și ai spânzurat după propriul chef și odată te-au dat și pe tine afară și te-au dat afară cu poliția că nu vrei să pleci. Deci îți dai seama câți oameni o să moară când se vor închide întreprinderile, nu? Își pierd speranțele, nu? Stabilitatea, siguranța. Și dată brusc nu mai au nimica și nu pot să accepte lucrul ăsta. Acceptarea înseamnă boală sau moarte sau cancer. Da. Secerare. Dar ce se cere? Se cere egoul. Orgoliul distruge. Da, dar îl vezi furie, da, este o furie, o frustrare, e un...
parcă vor să omoare. Deci eu le-am trăit, eu am văzut oamenii respectiv. Am văzut cum se comportau, cum reacționau, cum felul lor de a fi. În momentul în care s-au văzut încolțiți și au trebuit să retrogradeze sau să fie mutați în altă parte. Da. Da. Deci, într-adevăr, mândria este foarte periculoasă. Ucigătoare, da. Da. Ne ia viața. O sinucidere, de fapt. O sinucidere. E o sinucidere. Mor încet. Da. Da, pentru că este o durere interioară. Și știi care ce? Știi ce cel mai tare? Că nimănui nu-i pasă în afară de tine. Deci îi vezi pe aia că se zvârcolesc de mândria lor, se zvârcolește. Îți dai seama ce furtuni sunt în capul lor, dar cei care privesc nici îi se rupe. Pentru ei ești o persoană cum au fost și ceilalți. Unii vin, alții pleacă, e... Și asta este și cea mai tare, că tu ai impresia că ceilalți văd durerea mândriei tale. Când de fapt nimănui nu-l pasă în afară de tine. Da. Da. Deci este o sinucidere, este o durere interioară și care tot noi avem puterea de a opri. Da. La unii opusele. Și nu numai, uite, să nu mai cauți marfă de aur și de argint, pietre prețioase și mărgăritare, in și porfiră, mătase și stacojiu, lemn bine mirositor și tot felul de scule de fildeș, tot felul de scule de lemn, de mare preș și marfă, de aramă și de fier și de marmură, și scurțișoară și balsam și mirodenii și mir și tămâie și vin și un de lemn și făină de gru curat și gru și vite și oi și cai și căruțe și trupuri și suflete de oameni. Ce super! Și nu mai cauți weekend în Toscana sau în Piemont și la Gardasee și la Stambergezee și în Mallorca și nu știu unde. De ce râzi? Problema nu este funcția. Eu vorbesc de întreprindere pentru că e mediul care îl cunosc. Problema este cu cât crești în funcție, cu atât îți crește statutul și salariul și beneficiile. Și orgoliu. Da, dar crește pentru că tu îl crești, că nu ai nevoie să-l crești. Poți să stai în aceeași casă, poți să conduci... Bine, ok, mașina ți-o dau ei. Nu e, dar chestia este că îți ridici standardul social odată cu salariul. Acum, cum am stat noi, eu și soțul meu am stat prima dată într-un apartament de 2000 de euro chirie și după aia ne-am mutat într-o casă de 4000 de euro chirie pe lună. Cu 4 etaje, cu grădină și nu știu ce. Deci, cu toate că puteam să stăm în același loc. Dar în momentul în care tu crești ca și venituri, în felul ăsta îți crești și statutul, nu? Pretențiile. Este legat. Pretențiile, nu? Exact. Îți crești și pretențiile. Și acolo apare durerea, pentru că dacă nu ai crește pretențiile și ai rămâne în atât cât ai, atunci când pierzi nu te doare. Ăsta Warren Buffett, am citit viața lui, Warren Buffett locuiește în aceeași casă care și-a luat-o când avea 20 de ani. Și e miliardar. Poate să locuiască oriunde. Poate să-și cumpere nu știu câte insule. Dar asta este problema. Când crești, când ok, pentru că ești capabil și primești job mai bun și poziție mai bună, ești mai influent, dar asta nu trebuie să însemne să-ți cari ego-ul și să-ți-l umfli odată cu el. De fapt, tu trebuie să te crească ego. Să cobori. Da, trebuie să-ți descrești ego, pentru că tu, cu cât ești mai sus, cu atât tu trebuie să fii mai în supunere față de ceilalți. Când crești, trebuie să cobori. Exact. Și asta este problema, pentru că noi credem, păi da, s-a așa important acum, trebuie să se arate, nu? 22. Asta e boala noastră. 22? Da. Și versul
celor ce zic din chitară și din gură și din fluier și din corn, nu se va mai auzi de acum în tine și niciun meșteșugar, de orice fel de meșteșug nu se va mai afla în tine și huruitul morii nu se va mai auzi în tine niciodată. Interesant. Deci spune că bogăția care vezi în afară este dorința ta de bogăție, dar nu o vei mai avea, da? Ceea ce apreciezi tu în afară nu le mai auzi, nu? Uh-huh. Niciodată, pentru că s-a terminat. Și niciodată lumina lămpii nu se va mai ivi la tine, ci glasul mirelui și al miresei nu se vor mai auzi în tine niciodată, pentru că negoțătorii tăi erau stăpânitorii lumii și pentru că toate neamurile s-au rătăcit cu femăcătoria ta. Și s-a găsit în ea sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor înjunghiați pe pământ. Adică lumea aceasta poartă toate dramele acestei lumi, da? În ea. Da, și uite, și partea asta cu prorocii și cu sfinții vine la fel de des cum vine cu Dumnezeu, că este făcătorul cerului și a pământului și de la el toate. Ceea ce înțeleg prin 24 e că tot Babilonul ăsta s-a clădit prin faptul că au fost sacrificați acești proroci, sfinți și... A fost negat divinul, că așa se întărește lumea. A fost negat. S-au sacrificat divinul pentru Babilon. Exact. Că altfel nu se crea, nu? Trebuia să sacrifici divinitatea ca să creezi... Știi cum a făcut? A luat energia divină și energia divină a îndreptat-o spre materie și a folosit-o pentru a aduna materie. Da. Deci o energie divină care este dată spre înălțare, au folosit-o pentru coborâre, pentru materie. Și acum noi suntem chemați să facem operația inversă. Să ne detașăm de materie, nu mai dăm energie materiei și atunci încărcăm sufletul. Deci asta este metoda de încărcare a sufletului și dacă vrei să ai fericire și sănătate și să supraviețești în noua lume, trebuie să te restrângi, adică să nu mai dai energie la materie. Pe patim, pe plăceri, pe nu știu ce. Și în momentul în care nu te mai preocupi cu satisfacțiile, fericirile acestei lumi, tu atunci te îndrezi pe divin. Adică energia care o pierdai pe materie se întoarce, deschide poarta cerului și primești o energie înalt vibrațională care înseamnă viață, lungimea vieții, sănătate pentru tine și pentru copiii tăi și fericire. Este exact ca povestea aceea cu iubirea, fericirea și sănătatea, cu cei trei călători. O știi? Nu. Deci erau trei călători. Da, că iubirea este ultima. L-au lăsat-o pe, da. Pe prispă. Pe prispă sau nu, au dat-o afară. Au stătea în curte. Iubirea întotdeauna a stat în curte. Iar ultimul om a considerat cel mai important lucru pe lume, iubirea. A lăsat-o lângă foc și lângă ea a venit și sănătatea și fericirea. Deci depinde ce pui pe viu un plan. Dar iubirea ce înseamnă? Nu binele tău. Aici e problema, aici se frânge totul. Da. Păi intră în conflict cu ce se spune New Age, că trebuie să mai întâi să fii tu bine și după aia faci după ceilalți bine. Exact, exact. Deci Vechiul Testament și Noul Testament înseamnă să pui binele celuilalt pe un plan, nu al tău. Ok, intrăm la 19. Cântarea de biruință, pregătirea nunții mielului, Hristos cu ai săi biruiește fiara și pe închinătorii ei, ospățul păsărilor. După acestea am auzit în cer ca un glas puternic de cloată multă zicând, Aliluia, mântuirea și mărirea și puterea sunt ale Domnului nostru, pentru că adevărate și drepte sunt judecățile Lui. Aici e o problemă mare, uite, mântuirea și mărirea. Și puterea sunt ale Dumnezeului nostru. Asta înseamnă să pui pe primul plan binele celuilalt, pentru că Dumnezeu este binele celuilalt. Deci dacă nu pui binele aproape lui, tu nu te mântuiești. Și nu îl mărești pe Dumnezeu. Și... Deci aici este problema noastră, că noi punem lumea și noi pierdem energia vieții. Deci Dumnezeu se îndepărtează, că punem pe mamona
mai presus de toate. Deci să înțelegem că lumea este diavolul. Știi ce trebuie să facem? Trebuie să facem o listă ce înseamnă Dumnezeu. Da, și ce este diavolul? Ce este Dumnezeu, ce este iubirea, cum se manifestă, ce este diavolul, pentru că sunt cuvinte, sunt concepte, de fapt. Dumnezeu este un concept, nu este un cuvânt. Și ce înseamnă conceptul de Dumnezeu? Uite, acum, spre exemplu, înainte la explicație, am intrat pe două, trei nivele de profunzime. Se poate coborî până la nivelul 5. Deci în spatele acestor afirmații care sunt fațada ce o vedem noi, începem să mergem mai în profunzime. Ce înseamnă mântuire? Nu? Adică când pui bine celălalt mai presus decât binele tău și ai mers pe nivelul întâi, care e consecința, atunci îl pui pe Dumnezeu mai presus decât lumea, nivelul 2, deci ai intrat în profunzime. Și așa mai departe. Deci nouă ni se prezintă aici în Biblie fețele de sus, ocultarea. Dar lucrurile fundamentale care mișcă lumea și care te determină pe tine să te schimbi, sunt în continuare, sunt ascunse. Din cauza asta, omul când citește Biblia nu se schimbă. Ca să se schimbe, trebuie să știe, să cunoască nivele de profunzime. Dar el nu stă. Că asta e și critica pe care ne-o dau stăpâni la lume, pentru că nu petrece timp în studiu personal. Nu vreți să vă apropiați de Dumnezeu. Nu petreceți timp cu Dumnezeu. Credeți că este nesemnificativ. Când de fapt toată structura lumii se bazează pe Biblie. Toate sunt interconectate, să știi. Toate scripturile tuturor popoarelor spun același lucru. Când o să face Bhagavad Gita, o să vezi că e același lucru acolo. Doi, nu? Da, pentru că adevărate și drepte sunt judecățile lui. Pentru că a judecat pe curva cea mare care a stricat pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Deci omul când petrece cu lumea va fi judecat. Deci se judecă singur. Deci când pune exteriorul mai pe sus de toate, el de fapt se judecă pe sine. De ce? Se taie legătura cu Dumnezeu, nu mai primește energie. Deci noi ca să primim energie trebuie să îi punem pe ceilalți pe primul plan și noi să ne deplasăm în poziție secundară, în poziția a doua. Și atunci ne încărcăm cu energia vieții. Deci tot în viața noastră, ca să supraviețuim pe pământ, este o problemă de energie. Chiar dacă vin restricțiile cel mai mari în lumea aceasta periculoasă care vine acum, chiar și în rândul ei, Dumnezeu este în spate. Și chiar și aici. Deci trebuie să înțelegem cum putem să fim în acord cu el și să nu fim în bătaia săgeților lui. Și asta ce înseamnă? Să faci ceea ce face el. Dacă el slujește, slujește și tu. Dacă el se supune omului, supune-te și tu oamenilor. Deci modalitatea prin care noi putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să fie cu noi este asemănarea. Prin asemănare. Să facem ce face el. Atât. Nu să-l punem la distanță, că atunci ce înseamnă să-l pui la distanță? Ajungi în bătaia lui. Adică te așezi în fața arcașului și tu și zici, dă, trage mine. Păi stai puțin, că sunt în fața ta, trag o săgeată, te-am distrus. Păi de asta este bine să descriem cât mai în detaliu ce înseamnă Dumnezeu, cine este Dumnezeu și ce înseamnă să adopți trăsăturile Lui. Da. Pentru că acum cred că cine ne ascultă înțelege prin Dumnezeu un om sau o ființă sau fiecare are imaginea Lui, dar de fapt Dumnezeu este tot întregul acest concept de a pune pe celălalt primul, tu pe locul doi, a sluji, a te restrânge, a nu pune lumea prima, ci calitățile astea dăruirii și a slujirii primele. Este abandonarea de sine în toate situațiile. Abandonarea de sine, da. În orice situație de viață, tu ești slujitorul celui din față. Tu ești robul lui, el este stăpânul tău. Deci în Vechiul Testament a rezolvat simplu situația asta. Da? Zice, se duce la Isau și zice, tu Dumnezeu meu,
tu stăpânul meu, eu robul tău. Și s-a terminat problema. Acesta e Dumnezeu. Dar e întâietate celui din față. Și a intrat în divinitate, adică a intrat în firea dumnezească. Trăiești starea divină. Și toată lumea fuge de starea divină. Pentru că nu-i convine, pentru că are pierdere. Deci omul fuge de Dumnezeu, pentru că nu e, el pierde. Dacă merge pe calea divină și se pune în poziția a doua, el va fi exploatat. Când a fi exploatat, este starea divină. A dori să fii folosit de oameni, a face voia celuilalt este starea divină. Nu ce vrei tu. A te lăsa bătut, scuipat, călcat în picioare. A nu reacționa. A nu te supăra când ești înjosit, când ești umilit. Asta este starea divină. Și raiul în același timp. Dar omul nu poate să... Pentru că el pierde. Ego-ul lui pierde. El vrea să aibă dreptate, el vrea să nu-și piardă binele, avantajele personale și de aici. Deci trebuie să vrei să pierzi avantajele tale, să vrei să nu ai dreptate, să dai dreptate celuilalt întotdeauna. Tu te-ai cuplat pe Dumnezeu în simplu fapt că într-un dialog cu cineva ai cedat adevărul tău și ai renunțat. Și ai dat dreptate celuilalt. De după respectivă te-ai unit cu Divinul. Că ce mai important nu e într-un dialog să învingi tu pe celălalt. Ce mai important este să pierzi. Adică să obții liniștea. Liniștea e mai importantă decât adevărul tău, personal. Decât dreptatea liniștea, ta. Liniștea interioară. Da, liniștea interioară, prezența lui Dumnezeu. Nu contează temele. Le dai pe toate. Le dai dreptate întotdeauna. Că și așa ele sunt adevărate. Sunt diferite aspecte ale lucrurilor. Toate sunt adevărate. Deci nu poți să zici că ceva nu e bine. Ok, la trei parcă era. Și a doua oară a zis, aleluia, și fumul focului în care arde ea se suie în vecii vecilor. Iar cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi au căzut și s-au închinat lui Dumnezeu, cel ce șade pe tron și au zis, amin, aleluia. Și un glas a ieșit din tron zicând, lăudați pe Dumnezeul nostru toți slujitorii lui, cei ce vă temeți de el, mici și mari. Atunci am auzit ca un glas de gloată multă și ca un vuiet de valuri fără număr și ca un bubuit de tunete puternice și glasul zicea, aleluia, pentru că Domnul Dumnezeul nostru, atoțitorul, se află împărat. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm lui mărire, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Asta le pui aici, putem nunta mielului. Deci miel înseamnă lipsă de profit pentru eu. Deci Dumnezeu este ceea ce ție nu-ți place. Din cauza asta nu poate fi văzut și nu poate fi acceptat sau urmat. Pentru că se opune mielul ce este, se lasă pe sine tot timpul. Deci trebuie să înțelegi că Dumnezeu este ce ție nu-ți convine. Ce se opune interesului tău, se opune binelui propriu. Deci noi nu binele nostru trebuie să-l căutăm, ci binele celuilalt. Acesta este Dumnezeu, binele celuilalt. Nu binele meu. Binele meu este diabolizare. Pentru că ce înseamnă al meu? Înseamnă egoism, înseamnă diavol. Eu pe primul plan. Ne facem Dumnezeul nostru și mai putem să-L acceptăm pe Dumnezeu cel adevărat. De aici vine și reactivitatea. Și intoleranța sau radicalitatea. Din faptul că noi ne punem pe noi pe primul plan și mai putem să iubim. Că iubirea nu reacționează. Iubirea nu se luptă și nu se apără. În momentul în care ne-am apărat, am ieșit din iubire. S-a terminat, suntem o ființă tunecată. Când nu ești una, ești alta. Când nu ești Dumnezeu, ești diavol. Da? Deci dificultatea cea mare este că noi numim bine ceea ce de fapt e diavol. Noi îi spunem diavolului că e bine. E bine să am de toate, e bine să mă bucur de viață, să mă plimb peste tot, să am cât mai multe lucruri, dar ăsta este lucru rău, că este opoziția la divinitate. Dumnezeu e jos, nu e sus. Cât omul se ridică mai sus, cu atât suferă mai tare. E bine pentru că simțurile noastre percep acea senzație de bine.
Și atunci înseamnă că așa trebuie să fie. Dacă eu mă simt bine, înseamnă că este bine. Chiar era un New Age, se folosește, dacă simți că ceva nu este ok, nu e în ordine, înseamnă că nu e bine. Iar dacă este ceva, dacă e bine, dacă simți prin simțurile tale, simți că e bine, înseamnă că trebuie să fie bine, nu e greșit, nu este rău. Da, și a dat totul peste cap. Da, pentru că se bazează foarte mult pe simțuri. Și întotdeauna simțul tău nu va vrea să se limiteze. Nu va vrea să se limiteze. Deci da. Ne-a tăiat legătura cu Dumnezeu automat. Că Dumnezeu este nu binele propriu, binele celuilalt. Ne-a tăiat legătura. Că ne-a pus pe noi pe primul plan. Adică atâta timp cât tu simți că ceva nu este bine, deci să te iei după adevărul tău. Înseamnă că în momentul în care pun binele propriu mai pe sus de toate, eu nu mai pot să-l iubesc pe celălalt, că nu mai pun pe celălalt pe primul plan. Mă pun pe mine. Da, pentru că în momentul în care cineva ți-a făcut ceva, automat tu nu te simți bine și spui că e persoană toxică sau ce spui. Exact, deci, exact. Este diabolizare, fantastic. O lume întreagă diabolizată, așa de frumos, așa de simplu. Da. Și noi așa de, nu știu, necunoscători suntem, neînțelegători. Da, și se bazează foarte mult asta pe simțuri, că simțurile mele, ceea ce... Uite, de exemplu, spune în felul ăsta. Marius, ceea ce spui tu, eu simt că da, e oarecum ok, dar nu este chiar ok, pentru că totuși noi trăim într-o societate în care suntem toate și trebuie să ne bucurăm, că tot de la Dumnezeu să ne le-a dat nouă să ne bucurăm de ele. Deci nu este nimic rău în astea. Eu așa simt că așa este corect. Zice go. Așa se, asta este o comunicare New Age. Da. Și se pune mult pe simțuri. Deci când o să auzi pe cineva că îți vorbește despre cum simte, deci este influența de New Age. Este să pune pe sine mai pe sus de toate. Când a zis cum mă simt eu, așa ai spus, gata, tu ești pe primul plan. Da. Deci deodată din start ai făcut o ființă întunecată. Sau mai spun altfel, eu simt că ceea ce spui tu nu este chiar exact așa. Iarăși, eu simt că s-a ridicat pe sine. Când noi nu avem nicio altă dreptate, numai celălalt are dreptate. Deci tu nu simți în niciun mod. Tu ești binele celuilalt. Dacă celălalt îi va fi bine, atunci îți va fi și ție bine. Dar dacă zici, eu simt că tu nu ai dreptate, respingi pe Dumnezeu care vine sub forma unui nedrept, nu? Și intri în conflict cu Creatorul Universului, să te ia legătura și te lasă în suferință. Și mai e o chestie că tu trebuie să stai în adevărul tău. Hai de mine, iarăși. Deci nu mai afirmații din asta de diabolizare. Asta este cea mai teribilă, că și toți se bat și se zbat pentru adevărul lor. Asta este adevărul meu și trebuie să-ți faci vocea auzită. Da, sunt multe. Deci vrei să spui că cei care au conceput New Age au citit foarte bine Biblia, Vechiul și Noul Testament și Apocalipsa. Asta spui tu acum. Da, hipotos. Și au inversat totul și au diabolizat toată lumea. Noi trăim într-o lume diabolizată aici. Ei vorbesc de ego, dar vorbesc că există un ego bun și un ego rău și ar ego tău are nevoie totuși să se simtă iubit. De-aia el reacționează așa, pentru că el i-a fost refuzat când era copil mic, a fost bătut de mama sau de tata și a fost refuzat nu știu ce plăceri, iar ego-ul tău mic sau copilul mic din tine suferă după ce s-a întâmplat acum 40 de ani. Iar tu trebuie să-l asculți, să-l iei în brațe, să-ți imaginezi cum te iei în brațe și vorbești frumos cu tine. Îți mai spun sau te plictisesc? Uite-te la înțelegerea asta la care am ajuns cu toții, e invers. Adică celălalt are întotdeauna dreptate, tu niciodată. Celălalt spune adevărul, tu niciodată nu poți să-l cuprinzi.
Pentru că celălalt uite, exact din... este asta, ei te combat și spun că nu e adevărat, că și tu ai adevărul tău, tu trebuie să stai în adevărul tău, tu nu poți să te dai numai după cum vor ceilalți. Că tu ai emoțiile tale, sentimentele tale, trecutul tău și tu ai adevărul tău. Care, ci 0,53% au adevăr față da. De 97%? Păi 97% e dominant. Iar 97% nu luptă pentru adevărul lui. Deci sufletul nostru nu vrea să aibă dreptate. Nu e interesat să impună nimic, pentru că adevărul nu se impune. Nu are nevoie să se dovedească. Sufletul nu știe decât să dăruiască. Sufletul nu vrea ceva pentru sine, nu vrea un avantaj pentru sine. Sufletul vrea să fie exploatat. Îți dai seama, e pe dos. Sufletul nu, vrea să fie folosit. Sufletul face voia celuilalt, voia sa. Asta este asta este îndoctrinare de la biserică și asta este old male, deci ăștia vechi, e generația veche, este masculinitatea asta veche și toxică care a fost impusă asupra femeilor. Și asta ceea ce promovează biserica. Nu este nicio problemă, suntem de acord și cu asta. Adică dacă vreți să vă sinucideți, sinucideți-vă în voie, pentru că oricum în momentul în care lași pe celălalt să se sinucide, Dumnezeu își va face lucrarea. Deci nu e nevoie să fie învățați oamenii și aduși pe calea divină, e nevoie să fie lăsați așa pentru că Dumnezeu îi va executa, uite cum a executat Babilonul. Sodoma și Gomora. Nu este nicio problemă. Deci dacă vor să aibă dreptate, le dai dreptate, da, într-adevăr, în sistemul vostru aveți dreptate, dar la Dumnezeu nu mai e dreptate. Da, da, știi tu, persoanele astea și suferă în același timp. E foarte bine că suferă. Întotdeauna trebuie stimulat să sufere cât mai mult. Da. Adică eu le-aș și plăti să meargă la cât mai multe cursuri de New Age. Dau bani, că costă foarte mult, costă sute mii de euro, deci nu e ieftin, costă foarte mult. Da, le recomand să facă cursuri, să muncească până nu mai pot să facă cursuri New Age, ca să poată să sufere cât mai tare. Mă anunț că cu cât faci mai mult, cu atât suferința este mai mare, pentru că, și zic eu pentru, de ce? Tu nu te mai... Identifici, de exemplu, cu locul tău de muncă, cu partenerul tău de viață, cu societatea în care trăiești, îi vezi pe toți defecți, spui, a, locul ăsta de muncă nu este bine, că nu este zen, e toxic, a, partenerul meu de viață nu mă susține, că nu mă ajută cu copilul, că face nu știu ce, că societatea, deci ei, cât faci mai multe cursuri de genul ăsta, cu atât tu se formează o crăpătură între tine și societate. Tu nu mai poți să mai funcționezi normal, tu nu poți să te mai... Nu aș putea zice sacrifici, nu mai poți să mai fii o persoană funcțională a da și a primi în societate. Am văzut chestia asta. Da, același lucru face și îndreptarul de spovedanie. Deci scindează, nu? Îți spune da, niște virtuți și niciodată... Deci este egal. Deci ce zice îndreptarul de spovedanie e egal cu New Age. Face același lucru. Îi dă niște virtuți și niște idealuri pe care nu le va atinge niciodată, se va simți incomplet. Știi? Da. Și apare suferința și lupta. Că la serviciu este greu, că te exploatează, că îți vorbește urât, că nu știu... No. Sunt tot felul de situații, da. Eu cred că în spatele New Age-ului este, de fapt, îndreptarul de spovedanie. La bază? Las că disecăm și pe ăla. La bază este, la baza New Age-ului. Adică face exact ce face îndreptarul. Ridică, face niște virtuți, pentru că virtuțile alea sunt ale tale. Deci pune omul pe primul plan. Virtuțile tale, idealurile tale. Și atunci nu mai poți să-l accesi pe celălalt, văzându-l greșit. Îl vezi greșit sau păcătos. Și îi spui tu, Doamne, ai 464 de păcate din start. Adică omul crede că virtuțile acelea trebuie urmate, le pune pe primul plan și atunci nu mai poate să iubească. Când de fapt iubirea nu pune nimic pe primul plan. Deci nu e definită ce e iubirea. Și își fac de cap. Da, păi în New Age iubirea este să te iubești pe tine, să ai grijă de tine,
să investești în tine, să te crești pe tine, ca după aia să te duci să crești pe alții, ca după aia să le cer bani celorlalți ca să crești și pe ei. Păi întreptarul de spovedanie nu face la fel? Nu știu. Se păi face la fel, adică nu mai nu căuta arginți, nu poartă-te nu știu cum, deci te ridică pe tine și omul începe să se creadă Dumnezeul său. E același lucru. Se pune pe sine mai presus de toate. Și mereu caută un ceva mai bun decât altceva. E același lucru, cu alte cuvinte. Uite aici, m-am lăcomit la avuții, am fost zgârcit și împietrit cu inima. Nu m-a interesat sărăcia și lipsurile altora. Asta e din... Îndreptarea de spovedanie, da. Sunt nesățios, viclean și nedrept, însușind... Da. O clipă, ce înseamnă aici? Că inversul e valabil, inversul e pe primul plan. Și inversul ce înseamnă? Ia inversul acestei propoziții. Deci m-am lăcomit la avuții. Deci avuția este lucrul cel mai rău posibil. Adică absolutizezi virtutea să nu ai avuție. Uh-huh. În momentul în care absolutizezi virtutea că nu ai avuție, nu poți să accepti pe omul care este avut. Ai a pornit ura. Da, nu poți să supozi pe la care se are... Urăști. Auzi, Marius, cred că de aia sunt în România tot felul de videouri la televizor, că uite ce mașină și-a luat ăla, ce castel păi și-a construit. Suntem încitați, suntem special, noi suntem tot în... Enunta de vis și-a făcut ăla. Manipulare, da, tot manipulare. Și e făcută cu bună știință. Da. Să-ți crească ura. Pentru că ai chestia asta, m-am lăcomit la avuții, iar la televizor ei stau toți ăștia care... și-au făcut chestii pompoase, oribile, da. Și tu stai și judeci. Ia uite pe aia acolo, da. Ce fac? Păi noi așa o să facem, luăm îndreptarul, inversăm, luăm virtuțile și să vezi că opoziția la virtute e ură. Adică da, păi primești ură pe ceilalți, da. Da. Păi 400, îți dai seama, ne ia un an să-i facem. Nu, că repede le zicem. Okay. Mai departe, unde au rămas? La 9. La 9. Apoi îngerul a zis, scrie, fericiți cei chemați la cina nunții mielului, și îmi zice iar, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui, dar el m-a ținut de rău. Vezi să nu faci aceasta. Sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturisit lui Iisus. Lui Dumnezeu te închină, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Nu prim. Să te închini la Dumnezeu nu se poate, pentru că omul se închide la lume. Se închine la lume. Dacă se închine la lume, nu se închine la Dumnezeu. Deci e terminată problema. Apoi, fericiți cei chemați la cina anunții mielului, puteți să fii curat la suflet. Cura la suflet înseamnă exact, nu știu, ce s-a întâmplat atunci când Iisus a dărâmat tarabele alora care erau în fața templului, da? Ce s-a întâmplat? Care e semnificația acolo? Trebuie în templul sufletului tău să nu există cumpărători și vânzători, da? Adică o preocupare excesivă pentru exterior, să fie nicio preocupare pentru a câștiga. Asta înseamnă că în toate situațiile de viață să nu vrei să câștigi. Să nu vrei mai mult decât ai nevoie. Efectiv să spui nu. Să spui nu la atracțiile vieții. Și cu cât spui mai mult nu, cu atât sufletul se întărește. Că spui nu lui Mamona. Îi spui nu diavolului. Da? Deci atracția vieții, plăcerile, satisfacțiile, ușorul este diavolul. Acestea sunt numele diavolului. Ușor, plăcut, fericiri, satisfacție, o mulțime de nume. Și numele lui Dumnezeu este supunere, slujire, lepădare de sine, cedare, acceptare, renunțare la voia ta. Da. Deci este de fapt divinul, se ajunge la el prin micșorare de sine. Iar diavolul se obține prin acumulare de mai mult bine pentru sine. Acest mai mult este distrugător. Mai mult decât ai nevoie.
Nu e vorba, am mai spus că omul trebuie să păsteze o cale de mijloc. Problema este să nu depășească necesitatea. Tot ce este mai mult decât ne trebuie, nu e vorba despre noi. Nu e vorba despre noi. Pentru că sufletul nu vrea mai mult. Niciodată. Ok. Și am văzut cerul deschis și iată un cal alb și cel ce ședea pe el se numește credincios și adevărat și judecă și se războiește într-o dreptate. Iar ochii lui sunt ca para focului și pe capul lui sunt cununi multe și are nume scris pe care nimeni nu-l înțelege fără numai el. Și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Și oștile din cer veneau după el, călare pe cai albi, purtând veșminte de în alb curat. Uite ce frumos aici. Deci ochii lui sunt ca para focului și pe capul lui sunt cununi multe și are nume scris pe care nimeni nu-l înțelege, fără numai el. Și îl cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Deci e ca para focului, înseamnă, îți dai seama ce exigență, arată exigență, forță, putere, este drastic și lovește. În momentul în care nu iei seama la el, te lovește. Dar se observă fiecare din noi, în momentul în care apare mânia, furia și ura, ne-am ieșit de pe cale și în clipa respectivă suntem loviți de focul acesta al dreptății dumnezeiești. Că asta de aia apare furia, mânia este o frică. Că ieșim din iubire. Da? Este lovitura lui Dumnezeu. Deci te lovește Dumnezeu atunci când apare mânia, supărarea, furia. Este lovitura lui Dumnezeu. Mai departe. 15. Și iar din gura lui ieșea sabia ascuțită ca să lovească pe păgâni cu ea și el îi va păstori cu toiac de fier și va călca teascul vinului clocotitor al mâniei lui Dumnezeu atoțitorul. Deci tot ce spune el este ca o sabie. Deci taie. Taie. Apoi am văzut un înger stând în soare și strigata cu glas puternic, grăind tuturor păsărilor care zboară spre creștetul cerului. Veniți și vă adunați la cina mare lui Dumnezeu. Și înainte era și pe haina lui și pe coapsa lui are nume scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. 18. De cupola l-a însărit. Da. Ca să mâncați trupurile împăraților și trupurile generalilor și trupurile celor viteji și trupurile cailor și ale călăreților lor și trupurile tuturor celor liberi și celor robi și celor mici și celor mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce șade pe cal și cu oștirea lui. Și fiara a fost trăpusă și cu ea prorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce au purtat semnul fiarei și pe cei ce s-au închinat chipului ei. Ei amândoi au fost aruncați de vii în iezerul de foc unde arde pucioasă. Iar ceilalți uciși au fost cu sabia care iese din gura celui ce șade pe cal și toate păsările s-au săturat din leșurile lor. Deci, uite ce înseamnă aici, interesant. Deci, nicio șansă nu are omul care pune pe Babilon pe primul plan, nu? N-are nicio șansă, pentru că de ce n-are nicio șansă? Noi când punem materia pe primul plan, pierdem energia subtilă. Deci nu mai avem apărare. Deci atunci suntem deja învinși. Deci suntem învinși. Deci omul care pune se ferici la acestea lumi mai pe sus de toate, este un om învins deja. Răpus. Pentru că nu are forță să urce lumea de dincolo, nu mai are putere. 20.
Balaurul este legat, sfinții se scoală la împărăția de 1000 de ani, Gog și Magog, diavolul este propușit, judecata de apoi. Apoi am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia genunei și un lanț mare în mâna lui. Și a prins pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pe 1000 de ani. Și l-a aruncat în adânc și l-a închis și a pecetluit deasupra lui ca să nu mai amăgească noroadele până ce se vor sfârși ce 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat câteva vreme. Deci, nici acest diavol nu este închis pe vecie. Nu? Da. 1000 de ani o să fie închis și după aia trebuie să fie dezlegat, probabil ca să testeze iarăși pe oameni care vor trăi atunci, în perioada respectivă. Da, fii fără grijă, că în momentul în care omul dă de bunăstare, uită din nou de Dumnezeu. Da. Când îi va fi bine. Acum suntem restrânși, este adus Dumnezeu, prin restrânge în spațiu gol vine El, și ne salvează de chestia asta, de nebunia asta, de fiara asta, va fi ucisă, va dura o perioadă și când iarăși ne va fi bine, iar îl vom uita. Mm-hmm. Și am văzut jețuri și pe cei ce s-au așezat în ele și li s-a dat lor putere să țină judecată. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul pentru mărturia lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care nu s-au închinat fiarei, nici chipul ei și nu au primit semnul pe fruntea lor și mâna lor și ei au înviat și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. Împărțit cu Hristos 1000 de ani. Iar ceilalți morți nu înviază până ce nu se vor sfârși cei 1000 de ani. Aceasta este învierea cea din tâi. Ok, deci ceilalți se duc cu diavolul 1000 de ani și trăiesc împreună acolo unde sunt. Fericit și sfânt este cel ce are parte de învierea cea din tâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Și când se vor sfârși cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să înșele neamurile care sunt în cele patru unghiuri ale pământului, pe Gog și pe Magog și să-i adune la război, iar numărul lor este ca nisipul mării. Deci cei care sunt de partea satanii sunt așa de mulți ca nisipul mării. Și s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea cea iubită, ci s-a pogorât din cer și a mistuit. Foc, foc din cer. Foc din cer și a mistuit. Iar diavolul, amăgitorul lor, a fost aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde este și fiara și prorocul mincinos și vor fi chinuiți acolo zi și noapte în vecii vecilor. Deci să înțelegem că din anul în care a fost scrisă, acești ani, 1000 de ani, de atunci au curs. Da, eu am citit undeva, există o teorie că, de fapt, acești 1000 de ani deja au fost deja. De asta zic, de atunci au curs. Da, deci, acum suntem pe la sfârșitele. Exact, pentru că sunt și că 1000 de ani care ne lipsesc nouă la... Deci noi nu am fi în anul ăsta, ci suntem cu 1000 de ani înapoi. Și sunt destul de multe dovezi care arată că, de fapt, 1000 de ani au fost puși așa din buzunar. Da. Deci cei 1000 de ani au trecut deja, aceea de bucurie și de veselie, și acum diavolul e liber. Și bănuiesc că diavolul a ieșit cam pe la sfârșit, pe la 1800. Cam pe atunci au început toate problemele astea.
Da. Iar diavolul amăgitorul lor a fost aruncat în iezerul de foc și de pucioasă, unde este și fiara și prorocul mincinos și vor fi chinuiți acolo zi și noapte în vecii vecilor. 11. Am văzut apoi un tron mare alb și pe cel ce ședea pe tron, iar dinaintea vieții lui pământul și cerul fugiră și loc nu se mai găsi pentru ele. Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului și cărțile fură deschise și altă carte fu deschisă, care este cartea vieții, și morții fură judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor. Și marea a dat pe morții cei din ea, și moartea și iadul au dat pe morții lor, și judecați au fost fiecare după faptele sale. Apoi moartea și iadul fură aruncați în iezerul de foc. Aceasta este moartea cea de-a doua, iezerul cel de foc. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieții, aruncat a fost în iezerul de foc. Cine este, nu este scris în cartea vieții? Cine este scris în cartea vieții? Oamenii curați la suflet. Ceilalți sunt aruncați în iezerul de foc. Deci dacă nu ești curat la suflet, o pățești. Da. Că vrei, că nu vrei, că înțelegi, că nu înțelegi, nu contează, o vei păți. Cerul cel nou, pământul cel nou, noul Ierusalim, 12 porți și 12 pietre de temelie, lumina dumnezeiască în loc de soare. E ultimul capitol, 21. Și am văzut un cer nou. Mai este unul, 22. E 22. Ok. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul cel din tâi și pământul cel din tâi au trecut, iar marea nu mai este. Deci, cerul și pământul ăsta nu o să mai fie, o să fie altceva. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pocorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. O nouă ordine. O nouă ordine, da. Și am auzit din tron un glas puternic care zicea: iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni și va sălășlui cu ei, și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nici plângere, nici strigă, nici durere nu vor mai fi, căci cele din tâi au trecut. Și cel ce șade pe tron grăi: iată, noi le fac pe toate. Apoi zice: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt credincioase și adevărate. Și iar îmi zise: făcutul s-a, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce însetează îi voi da să bea în dar din izvorul apei vieții. O clipă. Deci lucrurile deja s-au făcut, făcutul s-au, da? Uh-huh. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce însetează îi voi da să bea în dar din izvorul vieții. Când se însetează? În momentul în care nu te duci până la capăt să-ți satisfaci o plăcere din lumea aceasta, atunci se deschide poarta cerului și îți vine energie subtilă. Deci atunci însetezi și vei primi în dar de la izvorul vieții. Deci noi, asta este chema să facem, să nu ne ducem până la capăt cu satisfacția acestei lumi, să nu le vrem cu totul. Undeva să ne oprim. Forța cu care nu-ți faci, spre exemplu, o plăcere este forță care deschide poarta cerului. Spre exemplu, vii de la serviciu și te obosiți și ai vrea să stai jos. Când nu stai jos, deschizi poarta cerului. Asta înseamnă însetare. Și primești în dare în această energie de sus. Deci când nu-ți faci plăcerea, când nu o irosești energia vieții, când nu o irosești pe ceea ce este secundar, atunci primești viață. Deci atât îți trebuie: înfrânare, reținere, abținere și dăruire. Înfrânare. Înfrânarea este energia ascensională în lumea de dincolo. Dacă nu ai înfrânare, nu se poate trece de fluidul de gânduri.
Îți trebuie forță. Deci noi primim forță numai în momentul în care nu căutăm fericirile acestea, nu ne facem plăcerile până la capăt, până la capăt. Deci când ne înfrânăm, când punem înfrânarea pe primul plan, atunci noi, nu înseamnă să nu te bucuri de viață, te bucuri de viață, dar să nu există un exces acolo, un abuz. Te poți bucura de viață, dar asta este calea de mijloc, este calea de echilibru maxim. Mm-hmm. Și cel ce biruiește va moșteni acestea și voi fi lui Dumnezeu și el îmi va fi mie fiu. Deci dacă reziști înfrânări, deci dacă aplici înfrânare și toate alea. Ești obosită? Nu, no, e ok. Merge, sunt concediu. Da? Fac înfrânare după celelalte zile. Cât despre fricoși, necredincioși și spurcați și ucigași și curvari și fermecători și închinători și de idoli și tot soiul de mincinoși, partea lor este în iezerul care arde cu foc și cu pucioasă, ceea ce este moartea a doua. Interesant. Deci fricoși, da, deci Fricosul pune materia pe primul plan și e frică copilă. Necredinciosul este cel care îl pune pe Dumnezeu la distanță și face rugăciuni, face penitență, dar nu îl trăiește pe Dumnezeu. Este necredincios. Adică nu se poartă ca Dumnezeu, nu-L imită pe Hristos. Nu face ce face Iisus. Este necredincios. Și spurcați, și ucigași, și curvari, și fermecători, și închinători de idol. Da? Și tot soiul de mincinoși. Idol, idolatrizare, adică pune pe Dumnezeu la distanță. Da, da, vezi că eu înțeleg că sunt tot un soi de mincinoși, da? Păi toți sunt mincinoși, pentru că în momentul în care pui pe Dumnezeu la distanță, nu mai asumi în viața ta. Adică nu mai răspund responsabilitatea de a-L manifesta. De-aia omul devine mincinos, că îl pune la distanță. Da, asta îmi place și tot soiul de mincinoși. Da. Fricoși, necredincioși și tot felul de mincinoși, tot soiul de mincinoși. Da. Și partea lor este izărul care arde cu foc și cu pucioasă, ceea ce este moartea a doua. Păi se vede că știi cum arde de aici. În momentul în care devin recalcitranți, răzvrătiți, radicali, nu? Ăla este iadul. Uh-huh. Ăla e focul iadului. Radicalitatea lor. Cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? În clipa respectivă, el de fapt arde în iad. Este o vamă. Deci noi suntem permanent în iad. Nu trebuie să așteptăm să murim, să ne ducă, să ne clocotească. Nu, în... prin răzvrătire, prin faptul că nu manifestăm iubirea. Când nu iubim, noi urâm. Adică am intrat în ea deja. Și că de fiecare dată când simțim emoțiile astea de frică, de necredință, de când ne ducem în partea extremă, asta este tot iadul. Tot focul iadului, da. Sau când, luptăm pentru dreptatea și adevărul nostru. În clipa respectivă, ăla e iadul. Pentru că sufletul dă dreptate la toată lumea. Sufletul nu luptă și nu se apără. Adevărul nu are nevoie să se dovedească. Deci cine deține adevărul? Cel care cedează. Imaginez că sunt un fel de foc interior. Știi cum se... Păi, dai drumul la gaz și dai drumul mai tare și sare flacăra. Păi vezi focul ăla că se aprind. Să și devin răi, intoleranți. Apoi a venit unul din cei 7 îngeri care aveau cele 7 năstrape pline cu cele 7 pedepse de apoi și a grăit către mine și a zis: vino să-ți arăt pe mireasa, femeia mielului. Și m-a dus pe mine cu Duhul într-un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, învăluită în slava lui Dumnezeu. Lumina ei era asemenea cu piatra cea de mare preț, cu piatra de iaspis, limpede cum e cleștarul.
și avea zid mare și înalt și avea 12 porți, iar la porți 12 îngeri și nume scrise deasupra, care sunt numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Aici ce? Numai Israel intră? Numai semințiile acelea? Suntem toți fiii lui Dumnezeu. Nu? Crezi că aici a fost o manipulare sau e numai un joc de cuvinte? Manipulare, pentru că toată Biblia e o victorie numai a lor. Înțelegi? Și ceilalți sunt cei care sunt învinși. Dar nu știu, pe timpul acela se putea să fie adevărat în sensul că nu erau monoteiști. Aveau mai multe zeități, știi? Și când pui pe Dumnezeu pe primul plan și îl simți și îl trăiești, atunci ești un om responsabil. Pe când ceilalți care pun tot felul de aveau o mulțime de Dumnezei, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu adevărat. Pentru că vezi și tu, are niște caracteristici. Dumnezeu cel adevărat e supunere, acceptare, slujirea aproape lui, nu? Astea sunt caracteristicile lui. Pe el scrie supunere. Deci dacă ceilalți nu se purtau în felul acesta, prin supunere, prin a da dreptate, întâietate celuilalt, a face voia celuilalt și nu voia lor, ei atunci erau cu zeitățile lor. Erau idolatri. Înțelegi? Deci nepunând aceste însușiri divine pe primul plan, ei deveneau idolatri. Și dacă erau idolatri, nu puteau să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, ei erau mai avansați, cum să zic, față de ceilalți. Și pentru că îl punea pe Dumnezeu pe primul plan, atunci ei reușeau în tot ceea ce făceau și puteau să câștige în bătălii. Nu? Puteau să fii victorioși în toate situațiile dificile? Numai din faptul acesta. Cunoșteau legile divine. Cunoșteau legile divine, da. După și noi acum le știm. Și ceilalți erau în dezavantaj. Noi puțin cât suntem, aia e. Da, păi erau și legile lui Zalmoxe, nu? Parcă așa spuneai. Părintele spune așa. A citit despre legile Belagine, sau nu știu cum se numeau. Nu știu, cartea, autenticitate, chestii. Aici știu că este veche. Bine, că, cum am spus noi la început, că adevărurile sunt în cărți. Trebuie numai să le identifici, să le găsești. Spre răsărit, 3 porți și spre miază noapte, 3 porți și spre miază zi, 3 porți și spre apus, 3 porți. Iar zidul cetății avea 12 pietre de temelie și în ele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Și cel ce vorbea cu mine avea măsură, o trestie de aur ca să măsoare cetatea și porțile ei și zidul ei. Și cetatea este în 4 colțuri și lungimea ei este tot atâta. Deci măsurat cetatea cu trestia 12.000 de stadii. Lungimea și lățimea și înălțimea ei sunt deopotrivă. Și a măsurat și zidul ei 144 de coți după măsura omenească. Da, să sărim de dimensiuni. Că 12 porți sunt 12 mărgăritare, mergem mai departe și neamurile vor umbla, nu, și cetatea nu are trebuință de soare nici de lună ca să o lumineze, căci mărimea lui Dumnezeu a luminat-o și făclia ei este mielul. Și neamurile vor umbla în lumina ei, iar împrații pământului aduce vor la ea mărirea lor. Și porțile cetății nu se vor mai închide în fiecare zi, căci noapte nu va mai fi acolo. Și căra vor întrânsa odoarele și comorile neamurilor. Și în cetate nu va intra nimic pângărit și nimeni nu e de dat
cu spurcăciunea și cu minciunea și numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Cetatea asta este cetatea sufletului nostru, nu? Deci în cetatea sufletului nu este nimic pângărit, nu trebuie să lași nimic pângărit, așa cum am spus, trebuie să nu lași vânzător și cumpărător și nici o spurcăciune și nici o minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului, adică cei care sunt ca mielul. Cine este bun, blând și îngăduitor și supus tuturor și slujitorul tuturor, cine este robul tuturor, acela va intra în cetatea, în templul lui Dumnezeu, a deci, tot ceutorul. Toate aceste vaiuri care, prin care trece toată umanitatea, e ca o sită. Este ego-ul care suferă, ego-ul care este suferă când e distrus și rămânem în suflet atunci. Și rămân numai cei care într-adevăr și-au distrus ego-ul. Da, cetatea Ierusalimului este cetatea sufletului. Uh-huh. Nu e spurcăciune, nu este minciună, nu? Deci sunt cei care au rămas. Cei care au fost ca mielul. Mielul ce este? Mielul este înfrânt. Deci sufletul ce este? Sufletul nu vrea să câștige. El doar slujește. El vrea să fie rob. Cine nu vrea să fie rob, nu ajunge în cetatea sufletului său. Aia este cetatea din noi. E în noi. Mai departe. Râul și pomul vieții, fericirea veșnică, Ioan este martorul credincios, făgăduința și judecata lui Dumnezeu, venirea lui Hristos. Mi-a arătat apoi râul și apa vieții, limpede cum e creștarul și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al mielului și curge prin mijlocul cetății. Iar cele două maluri ale râului crește pomul vieții, făcând 12 feluri de roade în fiecare lună dându-și rodul și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. Niciun blestem nu va mai fi și tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi întrânsa și slujitorii lui îi vor sluji. Vezi? Uite o clipă. Deci, râul și apa vieții limpede. Deci ca să curgă apa vieții spre noi, trebuie să ne fim înfrânți. Adică numai când nu ne ducem până la capăt spre plăcerile vieții, atunci deschidem poarta cerului și vine acest râu, apa vieții. Deci trebuie o anumită stare pe care să o câștigăm. Adică să nu ne ducem ca nebuni spre viață, să păstrăm o distanță față de ea. Da? Și apoi spune că niciun blestem nu va mai fi. Asta înseamnă că sunt blesteme. Da, păi ne blestemăm. Când ne ducem spre plăcerile vieții, noi ne blestemăm. Că punem ceea ce... Ce înseamnă blestem? Adică schimb primordialitatea. Pui materia pe primul plan, pui ceea ce e secundar mai pe sus decât divinul. Uh-huh. Deci noi de fiecare dată, când cumpărăm o haină mai frumoasă, ne luăm ceva mai plăcut decât altceva, noi de fapt ne blestemăm, pentru că punem ceea ce este secundar mai pe sus decât ce este primordial. Ce a însemnat să fim în acord cu divinul? Să nu vrei. Să ții mai mult decât ai nevoie. Nu înseamnă să nu ții, înseamnă să nu iei mai mult decât ai nevoie. Să nu depășești necesitatea. Și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Păi ce înseamnă să fie numele lui Dumnezeu? Nu lumea. Deci noi suntem însemnați, ne-am însemnat singuri, nu? Cu semnul fiarei, suntem însemnați în măsura în care punem valorile materiale pe primul plan. Da, plăcerile, toate lucrurile acestea, satisfacțiile, fericirile acestei lumi, lumescul și umanul, când îl punem mai pe sus decât divinul, care înseamnă lipsa lor, noi ne-am însemnat. De ce ne-am însemnat? Și ne-am autoblestemat. Pentru că punem ceea ce este secundar mai presus decât ce este primordial, suntem însemnați. Mm-hmm. Deci nu suntem în rândul celor care sunt scriși în Cartea Vieții. Acolo este numai mielul, adică numai cel care nu vrea lucrurile acestei lumi. Nu vrea. Acela este înscris în Cartea Vieții. Deci este de fapt, arătăm că se arată aici, deci ce, că omul
tot caută că îi se pune semn pe mână, pe frunte. Nu astea sunt importante. El de fiecare dată, din clipa în care a pus materia pe primul plan, s-a însemnat că se opune la Dumnezeu. Este împotrivitor. El sfidante, sfidător, devine sfidător la adresa lui Dumnezeu. Adică devine diavol. El e însemnat. N-are cum să mai intre în cartea vieții mielului, pentru că nu se comportă ca un miel. Mielul este înfrânt. Dumnezeu, sufletul nostru, nu vrea nimica din lumea aceasta, el doar dăruiește și iubește. Nu vrea să-și adauge mai mult bine la sine decât are. E suficient cât are. Și atâta trebuie să facem. Ca să rămânem divin, trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem, nu mai mult. Și nu e greu. Și e la îndemâna oricărui om. Să nu depășească necesitatea. Da? Și asta transpus în toate momentele din viață. Și la mâncare, și la fumat, și la orice. Deci tot ce depășește necesitatea, devine rău. Adică împotriva lui Dumnezeu. Dacă ești în puțin, vei trăi. Păi se repetă peste tot. Păi da. Și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Pentru că va fi în ei. În momentul în care nu vrei mai mult, vrei doar să dăruiești. Când vrei doar să dăruiești, atunci Dumnezeu este cu tine, că ești asemenea Lui. Și te va conduce oriunde, te va inspira, va fi cu tine. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt credincioase și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său ca să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. Păi, stai puțin, robii săi, deci toți cei care sunt robii oamenilor, sunt robii lui Dumnezeu, deci sunt mielul lui Dumnezeu. Ce e mielul? E rob. Mielul se supune automat. Deci cel care este supus aproape lui său și face voia lui, este robul lui Dumnezeu. Și este foarte înalt în lumea de dincolo. 7. Iată, viu curând. Fericit cel ce păzește cuvintele prorociei acestei cărți. Și eu, Ioan, sunt cel ce am văzut și am auzit acestea. Iar când am auzit și am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelui îngerului care mi-a arătat acestea. Dar el îmi zice, vezi să nu faci aceasta, căci sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia, lui Dumnezeu te închină. Deci cine se închine lui Dumnezeu? Numai cel care este slujitorul oamenilor. În momentul în care... Da, ai văzut că îi spune... Să nu îi se închină lui îngerului, că și îngerul este slujitor. Deci nu este mai mare, mai ridicat decât omul. Deci îngerii se închină lui Dumnezeu, așa, și oamenii nu au voie să închină la îngeri, ci au voie să închină numai lui Dumnezeu. Da, și Dumnezeu care este oamenii, este în oamenii din fața ta, în momentul în care te închini lor, te închini lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei acestei cărți, căci vremea este aproape. Cine e nedrept să ne dreptățească înainte, cine e spurcat să se spurce și mai greu. Cine este drept să facă dreptate mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai mult. Deci, toate căile sunt bune. Da, toate căile sunt bune, chiar dacă e vorba de suferință, e bună și aia, Dumnezeu ia acele roluri, nu se poate comenta. Din afară, nu se poate comenta nimica. Pentru noi, nu este de căutat calea suferinței. Dar din afară, nu putem critica pe nimeni. Dar pentru noi, nu e nevoie să o cauți. Calea suferinței, să o vrei. Iată, viu curând și plata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate. O clipă. Deci, fericiți cei spală veșmintele lor,
Da? Adică renunță la ceea ce este exterior, la prețuirea exagerată a lumii exterioare, ca să aibă stăpânire pe pomul vieții, că numai atunci ai stăpânire pe stările divine, adică cunoști stările divine, cunoști legile iubirii și poți să intri prin porți într-o cetate, în cetatea sufletului tău. Mm-hmm. 15. Afară câinii și vrăjitorii și curvarii și ucigașii și închinătorii de idol și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna. Da, închinătorii deci, la idol. Adică toți cei care pun pe Dumnezeu la distanță sunt idolatri. E clar aici, închinători la idol. Dumnezeu nu e la distanță, este interiorul tău. Dacă nu îl pui în tine, el nu este niciunde. Dacă să pui în tine este complicat pentru că va trebui să pierzi. Deci Dumnezeu în tine înseamnă să nu mai fii interesat de a câștiga, de a aduna și s-a terminat cu bunăstarea, stabilitatea și satisfacția acestei lumi. Nu le mai vrei. Dumnezeu umple totul, adică este atât de mare tăria respectivă încât nu mai ai nevoie de nimic. Când am avut experiența aceea cu mișcarea lentă și acea fericire a ieșit din mine, păi eu nu aveam nevoie de nicio fericire din afară. Nimic nu egala. Dacă tot pământul era al meu, mie nu-mi folosea la nimic. Era zero. Dar cred că e un sentiment care nu aș spune că nu e normal. Nu este un sentiment care îl găsești peste tot. Ce păi dacă nu ne împuținăm, noi nu-l atingem niciodată. Omul vrea mereu mai mult, deși nu se întâlnește cu Dumnezeu, îmi pare rău. Nu se întâlnește niciodată și dacă nu se întâlnește cu Dumnezeu și nu-L trăiește aici, nu va avea parte de El dincolo. Asta e miza. Pentru că omul obișnuit trebuie să piardă lumea și aici nu vrea. El nu dă drumul la lume și nu are cum să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu este nu lumea. Da, mai departe. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească vouă acestea în fața bisericilor. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, steaua strălucitoare, cea de dimineață. Iar Duhul și Mireasa zic, vino, și cel ce aude să zică, vino, și cel însetat să vie, cui este voia să ia în dar din apa vieții. Spune și mie, cine vrea apa vieții? Că înseamnă să se restrângă. Nimeni nu vrea apa vieții, pentru că dacă nu mai dai energia în afară, atunci ea se întoarce, deschide poarta cerului și îți vine apa vieții. Cine vrea asta? Pentru că noi considerăm că fericirea simțului este lucrul cel mai important în viață. Adică punem binele propriu mai pe sus de toate. Dar nu înțelegem că lumea este secundară, este creată și ceea ce este creat ia energie de la ce este primordial. Păi da, cum ți-am zis mai înainte, că dacă simți că e bine, înseamnă că îți este bine. Dacă simți că ceva ți este greu, înseamnă că nu e bine și trebuie să fugi. Deci să știi că nu este problemă că toată lumea nu înțelege lucrul ăsta. Nu e nevoie ca toată lumea să le înțeleagă. Nu e nevoie. Vor înțelege cei care sunt pregătiți, cei care au suferit. Nu este nicio problemă. Oamenii, e nevoie chiar să meargă în continuare spre o suferință cât mai mare, pentru că așa, până la urmă, vor înțelege. Se vor plictisi de atâta durere și vor accepta. E foarte greu de acceptat. Ca să faci lepădare de sine continuu, este cumplit. Și nu e numai lepădare de sine, este și predare de sine. Este predare în mâna celuilalt. Să te folosească oamenii, să te lași exploatat, este foarte greu de acceptat. Omul obișnuit cu ură privește lucrul ăsta, se înfurie. Când se înfurie, este diavolul acolo, că numai diavolul se înfurie. Marius, eu cred că problema este ceea ce ai spus tu, spui de multe ori, este constanța. Hai că le facem câteodată, când ne simțim noi bine, când ne lăsăm, când ne amintim și când ne gândim, ok, dacă nu mă las acum, s-ar putea să vină ceva mai mult, deci mai aplicăm. Dar e problema, adică trebuie să ajungem să facem constat, să devină un stil de viață. Cel puțin, cred că cei din școala iubirii aplică. Dar, bineînțeles că
La început trebuie să fii foarte atent, după aia o să devină natural, dar mai este. După ce ai trăit o viață, întreagă viață pe dos. Da, mai departe. Și eu mărturisesc oricui care ascultă cuvintele prorocirii acestei cărți. Te va mai pune cineva ceva la ele, Dumnezeu va pune asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta. Dar se spune că ele sunt bătute în cuie. Nu ai ce să schimbi la ele, asta este. Deci lumea este secundară, asta este. Dacă nu o lași în poziția care ea este ea și o pui pe primul plan, te autoblestem și te-ai terminat. Iar te va scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cetatea sfântă despre care se scrie în această carte aceasta. Cel ce mărturisește acestea zice, da, viu curând, amin, vino Doamne Iisuse, darul Domnului Iisus Hristos cu toții. Cu voi toți. Amin. Amin. Ești obosită. Dar azi am făcut, cât am făcut? 3 ore? 3 ore jumate? 4? Aproape. Mm-hmm. 4 ore. Da. Deci concluzia. Cum se e că ne arde, dacă ieșim din legea iubirii. Dacă pune lumea pe primul plan, ne arzi. Deci sunt primele două porunci, niciun idol, nu-ți faci niciun idol, este idolatrie, nimic lumea asta nu poate să fie mai presus de mine, să mă iubești din toată inima mea, din toată inima ta, din tot sufletul tău. Asta înseamnă nimic fără Dumnezeu. Adică, pui binele celuilalt primul, noi în poziția a doua, abandonare de sine, liniște interioară, lipsă de profit, slujire, acceptare, micșorare de sine, înfrânare și toate astea. Toate astea, da. Adică nu tu, celălalt. Ce înseamnă iubire? Ce înseamnă Dumnezeu? Nu tu. Mm. Nu tu pe primul plan, celălalt pe primul plan. Și atunci vei avea totul, tot ce ai nevoie, ți le dă în dar. Că zice chiar aici, ți le voi da în dar. Ai văzut? Mm. Ce frumos! Deci tot ce discutăm noi aici în școala iubirii sunt confirmate. Da, e clar. Adică pentru mine e clar. Exact cum am ce și în școala iubirii e și aici.